aplicăm conceptele din management de proiect, abordările agile, în business-ul nostru. Și a venit acum Marius, care a intrat în adâncime în problemă și ne-a dat niște sfaturi despre cum ar trebui să privim un startup, un business pe care cu toții putem să îl lansăm. Un business în care să facem ceea ce vrem și ceea ce ne place. Mai am un tricou. Și voi doi n-aveți voi. Pentru un tricou. Întrebare. Știți vreun citat care ar fi relevant în acest context și pe care le-ar fi zis Confucius? Ia! Nu că nu ai fost, nu, ai fost la Cluj, nu. Care e contextul? Contextul este de să faci ceea ce îți place să faci, să lucrezi în business-ul tău, să iubești ceea ce faci. Este motivul pentru care... Ia mai reformulează. Când muncești la ceea ce îți place sau când munca ta este ceea ce îți place, nu mai e muncă. Da, deci nenea Confucius este motivul pentru care am ales eu denumirea de Confucius Consulting când mi-am lansat acum nu știu câți ani firma. A spus că dacă îți place ceea ce faci, nu vei munci nici o zi în viața ta. Ai dreptul la un tricou. Tricou! Am vrut să mă leg de asta pentru că, într-adevăr, este extrem de interesant, extrem de provocator și de și cu recompense extraordinare să poți să faci ceea ce îți dorești, să știi că este afacerea ta și să vezi că pas cu pas poți să o construiești și că reușești să aduni niște oameni în jurul tău care să lucreze cu tine, care să creadă în ceea ce crezi tu și care să te facă ca în momentul în care te trezești dimineață să nu te gândești, oh, mamă, eu trebuie să mă duc la muncă și să zici, mamă, ce chestii am de făcut și astăzi. Mamă, mai repede. Arată-mi, arată-mi, se pare, se pare, se pare, se pare. Ok, și pentru că am vorbit despre ceea ce te face pe tine să lucrezi bine și ceea ce îți place să faci, am plăcerea să îl invit pe următorul nostru speaker, care ne va vorbi despre cum putem să-i motivăm pe cei cu care lucrăm, ce trebuie să facem, cum putem să facem, ca ei să aibă chef și dorință de a lucra împreună cu noi. Chestie pe care eu se pare că o reușesc, pentru că Adrian continuă să colaboreze cu mine. Adrian Lupei, astăzi reprezentant Bitdefender, unul dintre sponsorii noștri. Adrian, ai cuvântul. Ok, agent sau Badic, despre asta am vrut eu să... De fapt, m-au chemat oamenii ăștia să scriu un articol. Mai bun ăsta? Mai bun ăsta. M-au chemat oamenii ăștia să scriu un articol și în revista TSM, de aici, și am zis despre ce pot să spun eu, despre, un pic despre motivare. Mi se pare că, cumva, nivelul într-o companie trebuie să fie, sau nivelul într-o companie trebuie să fie susținut de oameni și, de fapt, oamenii sunt cei care fac munca efectiv. Da? Și atunci, de ce nu vorbim și despre ei? Da? Avem antreprenori, avem tot felul de oameni de la marketing, avem tot felul de sales, dar până la urmă, cei care fac munca sunt oamenii efectivi din acea companie și vorbim mai mult despre IT decât despre alte domenii, că la asta mă pricep eu. Ok, Agile Salvati și cum câștigam echipa de partea proiectului, eu sunt Adrian Lupei, sunt Engine Manager de la Bitdefender. Mă bucur că sunt la Bitdefender cam de vreo 13 ani. De acum am văzut o grămadă de oameni, o parte din ei mai sunt aici, ne știm, uite, pețe noi. Iar, pare bine să te văd. Așa. Bun, hai să începem.
Valorile manifestului Agile, pe care le știți toată lumea, o să vorbim un pic decât despre ultimele două, de jos în sus, receptivitatea la schimbare și cum afectează sau cum, care este legătura cu motivarea și despre colaborare, nu neapărat cu, din punct de vedere contract sau negociere, ci pur și simplu colaborare cu clienții și cu managerii din companie, cu susținătorii noștri. Agilitatea. Asta nu a fost la Cluj, am schimbat prezentarea acum dimineața. Mi-a venit în timp ce ziceam slide-ul. Cred că în Agile nu o să vedem aceste niveluri. Că omul ăla, da, e invers, dar la fel, o să vezi. Da? De fapt, în Agile o să vorbim mai mult despre individ și despre ceea ce reprezintă el. Agile-ul probabil că a pornit cu niște indivizi care s-au dus într-o organizație sau niște echipe și au încercat acolo, au tras de restul oamenilor și au început să facă Agile, deci au ajuns la nivelul de echipă, după care o echipă a început să susțină organizația, să facă Agile și să aducă din ce în ce mai multă valoare și până la urmă, acele organizații care puteau să fie și între mai multe companii, au ajuns să susțină acea companie, acel grup de oameni din toată compania. Da? De ce vrem să fim Agile? Vrem să ne adaptăm, în primul rând, situațiilor noi și acum nu știu ce vedeți voi din imaginea de aici. Vedeți că se strică un zid sau că facem o stricăciune sau că facem loc spre altceva, care e foarte important. Deci nu vedem doar obstacole, ci și oportunități. Din punct de vedere agile, aduce valoare înseamnă a găsi acele oportunități, a înlătura acele bariere, a gândi cât mai simplu și cât mai eficient ca să reușim să aducem cât mai repede clientului ceea ce își dorește. Există foarte multe schimbări, pe aici cred că s-a mai vorbit astăzi, din punct de vedere business, interne în companii care afectează compania sau chiar și pe piața muncii, dacă o companie sau dacă există o anumită nevoie, apar, nu știu, niște tool-uri care trebuie folosite, anumite limbaje de programare care trebuie folosite, și atunci cineva dintr-o companie începe să învețe acel tool, acel limbaj de programare și atunci el ajunge să schimbe viața muncii, pentru că el generează nevoi și alții vor încerca să urmeze acei antreprenori și vor crea nevoi în piața de muncă. Ok? De ce nu putem fi agili cu adevărat? Aici nu mi-ai mai stricat slide-ul ăsta, la Cluj ai reușit să faci asta. Am vrut să găsesc un cuvânt mai simpatic, așa, opusul agile, și am găsit modu. Da? Și mi s-a părut că are un efect foarte mare. Simona a zis, nu, de fapt, Ovidiu a zis, băi, nu pun modu la mine în revistă, că nu e bine, nu-mi place. Revista Mototor. Uite, asta nu am gândit. Mototor. Era fain și Mototor. Da? Și am zis moratic și a zis da, dar este legat de un lanț. Nu știu dacă ați văzut. Lanțul ăla e al ăsta de aici. Aici ăla e o angură așa în realitate. Super faină. Și am zis moratic și a zis nici ăsta nu e bun. Și a zis puneți-mă ce vreți voi acolo. Și am zis apatic. Dar mie mi-ar fi plăcut mălău. Da? Și a zis, ok, dar pe prezentarea mea, până la urmă, punem cu mălău aici, trebuie să există și cuvântul meu în prezentare. Da? Asta este a fi eu, când nu am chef de ceva. Pur și simplu se întâmplă, pot să fiu agile, pot să îmi face plăcere să fac această prezentare, aici sunt foarte energic, dar uneori poate chiar nu am chef de nimic, de exemplu, diseară. Nu mai am chef de nimic, am terminat, am scăpat și de conferință, tot. Mai important și mai important. El o să trag în continuare, nu o să știe în ce stare mă aflu eu. Bun. Opusul acestei imagini, ziceam cum ar fi la Bidi Fender, și aici colegi la Bidi Fender o să recunosc următoarea imagine. Este un wallpaper pe care am lansat noi Bitdefender 2012. Bitdefender 2012 care a fost o mare schimbare pentru Bitdefender. Am făcut-o
zic eu, destul de leger. Le-am trezit cu 3 luni înainte că alții vor să facă un rebranding și noi nu mai avem produs care să susțină această imagine și atunci trebuie să schimbăm tot. Am zis, ok, ștergem tot ce am până acum și continuăm, mai adaptăm noi ce se poate, ce mai putem să mai adaptăm. Da? Și cum aș fi eu când aș fi eu Joel? Da? Asta este și poza mea de pe Skype și de pe Yahoo Messenger. Da? Și mi se pare destul de faină. Ok. De ce nu puteți fi agili cu adevărat? Păi dacă facem motoare de navete spațiale, mai mult ca sigur, sau dacă vrem să lansăm navete spațiale, mai mult ca sigur că nu prea putem să fim agili, exact ce zice și Simona. Totuși, cred că acele tehnologii care ajută la lansarea unei navete spațiale pot să fie făcute într-un mod agil, sau chiar printr-un antreprenoriat, pentru că mai mult ca sigur poți să urmezi sau să ajungi mai repede la un rezultat sau să încerci să ajungi mai repede la un rezultat. Da? Cultura organizațională, iarăși, este un impediment foarte mare. Bidifender tocmai s-a mutat din militar din centrul Bucureștiului și cam așa stăm noi, sau cam așa stăteam noi în prima săptămână. Da? Nu am reușit să ne găsim locul după vreo 2-3 zile și m-am cam enervat. Deci m-am cam enervat că nu, pur și simplu nu vedeam toată lumea. Ba, nu la mine cum venea, nu știu ce, ba că nu are condiționat, ba că e soare, ba că nu se jaluzele, ba că e prea aproape de toaletă, ba că e nu știu cum. Și am zis, ok, e 5 și un sfert, eu vreau să plec la 6, că vreau să termin jobul astăzi la 6, nu am ceva de făcut. Aveți până la 6, până un sfert, timp să vă găsiți fiecare locul vostru, cu cât mai puține mișcări posibil. Da? Și în 10 minute am rezolvat. Deci n-am rezolvat în jumătate, am rezolvat în 10 minute. Oamenii și-au găsit locul fără să nicio problemă și chiar stăm acum, zic eu, acceptabil. Self-organizing. Cultura țării, iarăși e importantă. Eu n-am găsit o imagine care să semene cu să moră capra vecinului. Dar am găsit asta cu unii, probabil într-o altă țară, care probabil plimbă caprele astea ca să dea mai mult lapte. Da. Și probabil că e ceva în sângele lor. Cum? Într-un automat. Da, lapte. Ok. O să vorbim un pic despre inovația la Bidifender. O să vorbim un pic mai mult decât la Cluj. Ideea este că Bidifender se poziționează ca o companie care este foarte inovatoare din punct de vedere al securității datelor. Da? Și mie mi se pare că nu este suficient să zici că, domnule, suntem inovatori, să ai doi oameni în companie care vin cu niște idei și atunci trebuie să creezi acel mediu. Da? Și cum am făcut noi, am adaptat ideea de hackathon, știi ce am ideea de hackathon? Dar doar în momentul ăsta, de asta nu prea vreau să vorbesc, e doar pentru două echipe din CRO pe care le-am făcut. Odată la două săptămâni, avem o zi, noi zicem zi liberă. Da? Deci nu muncim pentru alții, muncim tot pentru alții, dar pentru rezultate ulterioare. Ce se întâmplă? Am vrut de mult să facem vinerea liberă, să zicem. Doamne, vinerea liberă, face fiecare creativ, face acolo. Nu a reușit, nu a absolut niciodată și am zis hai să facem acest hackathon, îl adaptăm pentru noi și îl facem lunea ca să fie energizant pentru echipă. Și am făcut chestia asta în două echipe, bineînțeles în 2-3 iterații și am făcut în timpul jobului. Am zis, ok, luni veniți când vreți voi, doar că luni trebuie să ziceți bine ce îmi livrați luni sau ce idee explorați, așa, și luni seara sau mai dimineața sobă. Da? Cum? Da, un fel de casual. Da? Și oamenii chiar am reușit să mergem pe două direcții care ne vor ajuta, să zicem, peste vreo jumătate de an. Și nu mai așteptăm din partea product owner-ului, product manager-ului, să ne tarne cu cerințe, ci pur și simplu facem proof of concept-uri care sunt foarte valoroase pentru o echipă, pentru că ei încearcă, este noi, și reușim și noi să le dăm lor ceva de făcut. Nu? Adică, ce m-am făcut. Bun. De fapt, ce căutăm noi la Bidifender, mi se pare că de fapt, de ce sunt la Bidifender? Pentru că mediul îmi place foarte mult. Sunt foarte mulți oameni extrem de inteligenți. Poți să găsești și în job-ul pe care îl faci, dar și în orice alt domeniu poți să găsești o grămadă de idei și o grămadă de discuții care să te motiveze, să-ți dea
creți o, sau să-ți schimbi un pic direcția pe care ești. Da? Și, de fapt, asta și caut eu. În interviu caut oameni care să-mi dovedească că sunt scribitori și care vor să muncească. Iarăși, în educația, cum ziceam și colegul meu înainte, Marius, Alexa, așa, e extrem de importantă. Și încercăm ca oamenii să vină, sau să-i selectăm pe oamenii care vin cu o bază și bazele să fie suficientă și nu căutăm oameni care știu C++ sau nu știu ce tehnologie, ci căutăm oameni care să știe să programeze. Și asta mi se pare mult mai de valoare decât să știi să scrii trei într-un PHP sau un Python sau un altceva. Bun, aceștia sunt, să zicem, factori atât pentru inovație cât și pentru agilitate. Și cred că și prin acel hackathon susținem ideea asta și de inovație și de agilitate într-un pachet și sper să o evoluăm la un nivel la care să ajungem ca fiecare echipă, odată la 2 săptămâni, să aibă acea zi liberă în care să experimenteze și în care să-și dorească să calibreze ceva, un proof of concept, care poate mai târziu să aducă valoare. Bun, de ce ne lovim de probleme când folosim metodologie agile? Sincer, chiar dacă folosim agile sau chiar dacă folosim tradițional, probleme tot o să apară. Este doar un mod de a te pregăti ca și companie și este acum la modă, ca zic așa, dar în principiu, dacă tu nu simți că acea metodă te ajută, don't do it. Deci nu are absolut nicio valoare, da? Decât să fii pas cu modă, mai bine nu mai ești din casă, zic eu. Bun. Aici, ce-am mai văzut prin vorbind cu oamenii din jurul meu și de prin alte companii, că totuși companiile nu susțin atât de mult agile, trimit oamenii la un training și cam atât. Cum am vrea să spun din partea voastră, cam ce credeți voi că trebuie să facă o companie ca să devină mai agile? O să zic ceva. Mai puțină birocrație. Mai puțină birocrație, foarte bine. Colaborare. Dar cum susține compania acea colaborare? Adică nu poți să vii la, să zici, sunt CEO la Bitdefender? Nu neapărat. Din drinking, da. Nu, chiar în proiecte oameni, pot să se întâlnească în fiecare zi, să discute. Da. Ok, eu am zis aici, am dat aici, de fapt, cine sunt acei care trebuie să susțină mediul agil. Și am zis o poză. Așa. Cam așa sunt și eu când încerc să conduc, sau când încerc o idee nouă, tot cam așa. Nu știu ce conduc, nu știu ce direcție merge, dar sper să, prin experimentare, sper să ajung la un rezultat ok. Da? După aia încep așa să cresc, să conduc cât mai bine acea mașină, care până la urmă este echipa, în cazul meu. Da? Poate pentru ei este altceva, poate este acea mașină, să zicem, un limbaj de programare sau un mod de a te comporta în echipă. Bun. Ce probleme? Asta era slide-ul. M-am gândit așa, că trebuie să liderii și cei care ne susțin în proiecte trebuie să rezolve aceste probleme. Echipe inconstante pe care nu te poți baza. Și aici mă bucur că mă pot baza pe echipele mele, că lucrez la timp, nu cu efort foarte susținut, adică nu facem overtime, încercăm să ne să avem așa o sănătate din punctul ăsta de vedere. Iarăși, un lucru important, să nu vezi decât succesul, ci să vezi și oportunitățile de a învăța. Și dacă încerci agile, mai mult ca sigur că trebuie să încerci să te adaptezi, să vezi pe timpul schimbări, să încerci să înveți din ceea ce ai greșit, să înveți să mergi mai departe. Și asta e foarte important, să zicem, și în structura unui om, să nu vadă decât învățat un limbaj de programare sau eu știu să fac nu știu ce și nu mă bag să fac altceva. În momentul în care se bagă fără absolut nicio problemă, trebuie să le zic și le zic 2-3 cuvinte, le zic te duci la omul ăla și dacă poți să-l ajuți, dacă nu, îmi zici și căutăm pe altcineva. Și oamenii se duc și ajută și fac treaba. Deci am avut, zicem, probleme în alte proiecte din Iași, zicem, și am acoperit oameni din București foarte, foarte bine, foarte buni, dar care nu știau și care s-au adaptat în o săptămână, 2-3
și am reușit să ducem la bun sfârșit acel proiect. Lipsa de colaborare în interiorul echipei, asta e de bază, dar și lipsa de colaborare dintre echipă și sponsor sau clienți. Noi ne bucurăm că avem, să zicem, product managerii alături de noi, cel puțin în departamentul care fac eu parte, sunt foarte apropiați de echipă și colaborarea asta aduce foarte mari rezultate. Din punct de vedere bilipă, noi stăm mult mai bine acum decât acum 3 ani, 4 ani de zile, când, zicem, nu făceam măgeară. Nu e decât asta, să zicem, factorul decisiv al succesului Bidefender, dar a ajutat destul de mult. Știm că putem să ne bazăm pe cineva, că este ceva lângă noi, care putem să îi dăm feedback-ul nostru și zicem, doamne, feature-ul ăsta noi nu credem, sau nu putem să-l facem, sau uite, astea sunt problemele, trebuie să mai dăm linie, trebuie să mai îl ajustăm pe aici pe acolo, ca să iasă ceva de care și tu să fii mulțumit și nici noi să nu muncim ca proștii 6 luni de zile. Să avem un risc foarte mare, da? Deci colaborarea asta e super importantă. Și zic eu lipsa de disciplină și foarte simplu din punct de vedere agile este să vorbim despre definition of done. Cred că cei care sunt lucrați pe echipe tehnice mai știți. Pur și simplu aveți niște gate-uri la care verificați dacă e totul ok, să aveți un minim de verificare. Și pe parcursul evoluției proiectului puteți să vă dați seama dacă acea, zicem, mică birocrație, pentru că asta trebuie să fie, trebuie să evolueze într-un sens să fie mai mare birocrație sau poate chiar și mai mică sau poate chiar eliminăm de tot. Da? Nu eliminăm de tot de definiția ta, dar eliminăm anumite lucruri din ea. Bun, cum motivăm echipa? Încerc zic că cine face probleme vede la imaginea din stânga mea, dreapta voastră. Resurse limitate? Un singur copac. Așa? Timpul de așteptare. Da? Asta o să vă zic că... Negățirea unei alte soluții decât cei la scuit. Eu văd aici mai degrabă un teren care nu este aparat de cei mulți câini. Da? Deci câinii aștepta să se distribuie foarte mult mai bine pe terenul ăsta și să-l apere mai bine. Pentru că, până la urmă, asta trebuie să facă un câine. Da? Nu trebuie să stea la rând. Ok? Demotivarea echipei și a celor care muncesc are un impact foarte mare asupra rezultatelor. Și noi, rapid, când suntem destul de, zicem, motivați să obținem acele rezultate și să înlăturăm acele bariere când ele apar. Ce așteaptă clienții de la noi? Așteaptă o listă de probleme? Nu, ei de fapt așteaptă rezultatele. Deci, până la urmă, noi, din punct de vedere organizație, trebuie să reușim să înlăturăm acele probleme și să aducem valoare cât mai multă clientului. Da? Posibile soluții, aici am gândit la două chestii. Una, putem să aruncăm lista de probleme cu noi, dar ele vor rămâne, sau putem să dăm șefului. Da? Noi, problema mea, o dăm șefului și gata. Asta se leagă cu următorul slide, în care îmi pun problema ce așteptări am eu de la echipa mea și am așteptările următoare, să facă problema vizibilă și să încerce să o rezolve. Pentru că eu poate nu tot timpul pot să rezolv o problemă și poate reușim să reducem și ciclul ăsta de feedback. Aveam problemă de o săptămână. Hai, ce facem pe ea? Cade drobul de sare. Nu cade. Încercați să țineți acolo drobul de sare, să luați copilul de jos. Și voi sunteți cei care puteți, voi sunteți cei care lucrați și voi sunteți cei care puteți să rezolvați problema sau marea majoritate a problemelor. Da? Pentru că una de probleme, mie mi se pare că sunt false. Da? Vorbim acum despre trei slide-uri care sunt, de fapt, cele mai importante din prezentarea asta. Cum motivam echipa? Aici mi-a explicat iarăși Simona prezentarea. Aveam la Cluj imaginea cu bariera despre autonomie, pur și simplu să treci. Dar în timp ce prezenta Simona, mi-am adaptat eu prezentarea. Sperăm că e ok. De fapt, cam așa arată o organizație în care nu prea este autonomie. Da? Tu te dai și tu cu mașina pe autostradă, încerc să-ți placă, da? Mai sunt și unii care mașini puternice, și vine un elicopter și
te limitează, ca zic așa, de tot. Bun. Până cum trebuie să fim noi, chiar cum mergem cu bicicletă sau cu o săniuță sau cu orice, important este să reușim să spargem acea limită, dacă chiar putem să aducem în valoare, putem să mergem mai repede și mai bine. Da? Deci cam asta ar însemna autonomie și la Bidefender. Da? Și echipele pot să zică acum, poate să-mi strice prezentarea, dar poate să zică dacă sunt autonome sau nu. Eu cred că da și eu cred că încercăm să-i lăsăm pe ei să creeze și să-și ducă munca la bun sfârșit. Pentru că și în interiorul unui sprint, dacă vorbim despre sprintul din Scrum, trebuie să nu te bagi. Da. Oricine ai fi, trebuie să nu te bagi, trebuie să-i lași pe ei să-și facă acolo și să decide ei singuri, pentru că până la urmă ei sunt cei care muncesc. Bun, maestrie. Din punct de vedere maestrie, aici încercăm tot felul de chestii, încercăm tot felul de tool-uri, diverse abordări, oamenii, practic, când sunt, să zic, încercăm să-i ducem pe o anumită direcție și ei să-și capete acea maestrie. Și acel hackathon de care v-am zis eu mai devreme, are o singură regulă. De fapt, două. Într-o zi să-mi livrez acel proof of concept care să mă convine. Da? Nu mă interesează ce face. Nu mă interesează că tu ești echipa X sau echipa Y, cum te convin, dacă ai chef sau dacă n-ai chef, dacă n-ai chef nu te faci, dar poți să iei pe colegul din echipa cutare, poți să iei un alt coleg dintr-o altă localitate, dintr-un site remote, de la Bidefender, și până la urmă trebuie să obții acel rezultat. Nu mă interesează dacă faci Scrum, dacă nu faci Cowboy Coding, nu mă interesează. Mă interesează să-mi prezint acea chestie și acolo este și un loc de fapt. Da? Grupându-se oamenii în aceste echipe, ei pot să-și demonstreze maestria unui altul și pot să învețe foarte mult, pentru că în timpul unui sprint sau când ai ceva de făcut urgent, am ca sigur că nu poți să faci un code review ca lumea, sau nu poți să aplici o anumită tehnică, sau nu poți să scrii codul care ți-ar place, dar acolo, pur și simplu, poți să-și demonstreze maestria. Bun. Al treilea lucru ar fi scopul cât mai mic. Chiar dacă noi, ca și manager, sau ca și leader, sau ca și manager de proiect, avem neapărat un câmp, trebuie să știi să le dai oamenilor scopuri pe care să le atingă și care să fie mici, dar totuși să știi the big picture și poate cu timpul și pe ei să înveți care este contextul mare și de ce fac acele lucruri. Și aici reușim destul de bine să prezentăm pe timp o schimbare, să înțeleagă oamenii de ce trebuie să ne adaptăm, pentru că așa putem să dăm vină, nu știu, pe cei de la marketing, tocmai ne-au amânat release-ul, dar nu din cauza noastră, am fost pe premier, nu am amânat release-ul din cauza noastră, dar pur și simplu ei trebuie să înțeleagă ce stă în spatele acestei decizii, ca să nu devină frustrați. Ce ne mai trebuie? Mi-a plăcut workshop-ul Simonei, de fapt acolo am început noi discuțiile așa de colaborare, l-am trecut. Ce mai trebuie ca să ții culorile în mână, să le ții? Și am zis așa, încredere, susținere, încurajare și apreciere. Da? Mi se pare că asta este baza pe care tu, ca și manager, trebuie să o ai, ca lucrurile să meargă înainte. Da? Și ca să susții echipa și să încerci să o ai motivată. Bun, acum avem echipe motivate, totul e super, minunat, așa. Dar ce nu avem? Noi avem clienții și sponsorii alături de, alături de noi. Da? Și cine sunt cei care definesc acele schimbări? Eu nu m-am prins dacă omul ăsta, câinele ăsta vrea să ne... Poți să asociez cu cineva de la Bidefender, fără doar și poate. Dar nu am reușit să mă prind dacă ăsta vrea să ne lingă sau vrea să-și împingă colții noi. Deci până la urmă trebuie să îl ții cât se poate de aproape și partea noastră e că mai ești un prieten. Mai tot timpul, da? Bun. Am vorbit și anterior un pic despre context. Iarăși, dacă ții aproape clienții și cu sponsorii, și asta înseamnă agile, să ai clientul aproape și să încerci să iei feedback de la el, poți să-ți dai seama mai bine de context și poți să-i și recomanzi chestii mai bune, poți să încerci să-i schimbi și lui viziunea, pentru că dacă ai decât un contract sau dacă avem decât un
că noi se chema MRD Metal, Marketing Requirements Document. Dacă aveam decât documentul ăla, noi citam documentul ăla, îl înțelegeam în felul nostru și făceam ce vrem noi acolo. Și după aceea, ups, nu știu ce mai lansăm noi. Și ni s-a întâmplat asta prin când în 2011. Chiar ni s-a întâmplat chestia asta și am zic că, apropo de acele fail-uri, dacă ai un fail-uri majore, chiar și într-o companie, dacă te dă afară, poți să încerci să repari și poți să încerci să evoluezi. Deci 2011 a fost un fail din punct de vedere și recunosc chestia asta. Bun. Cum aflăm contextul? Păi, dacă tot ne-am băgat la un proiect împreună, dacă tot mergem cu viteza mețitoare spre final, de ce să ne ținem toți de mână? De ce să nu vedem cu toții contextul din poziția în care, din poziția în care suntem? Da? Și ultimul slide, iarăși, tot despre clienți și... cum? De ce nu știu, am găsit pe net. Da? De niciunește? Posibil. E evident, dar deși am văzut că pe ceasul am început să le mai ia. Eu zic așa, simplu, deci dacă clienții și sponsorii sau cei din afara organizației încearcă să încurce vițele foarte tare, sigur nu vor avea să la televizor, da? În momentul potrivit. Ar fi demo sau chiar lansarea sau terminarea proiectului. Da? Mulțumesc frumos, întrebări și posibil la răspuns. Ai spus că în timpul unei serații nu aveți timp de ridic ca lumea. Am zis că în timpul unei iterații poate nu avem ridic ca lumea. E clar că nu poți să, sau eu consider că nu poți să faci și nu trebuie să alogi timp să faci cod review la absolut orice chestie. Deci este recomandat să faci cod review, e recomandat să faci unit testing, e recomandat să faci o grămadă de chestii, dar poate, la un moment dat, pentru anumite lucruri care sunt foarte simple, pur și simplu îi dai încredere, acorzi autonomia celor oameni. Și eu nu mă apuc să măsor câte review-uri avem sau câte, nu știu ce alte chestii. Mie mă interesează cât de bine a evoluat acel schimb și oamenii cât de multă valoare au dat. Da? Deci, întrebarea a fost așa, sau era un coment? Era un, da, de acel contextul meu... specifică ce ai vizat de motivare sau problemele prezentate. Parte din problemele totuși se gândesc ce doamnă. Da, e clar. Este asta, dar pot să încerc să motivez, deci cadrul general îți creează un context mai larg și mai bun pentru a motiva echipa. Asta e părerea mea și contextul meu este OGL. Deci lucrez de 5-6 ani în OGL. Aș vrea să zic că este într-un proiect Waterfall și nu vreau să... Ca experiență pentru abonarea Waterfall, la motivarea unei echipe, este extrem de important. Să nu vreau să vă vedeți. Vreau să spun doar că și pe abonarea Waterfall, motivarea este la fel de importantă și sunt aici pentru a înțelege ce este specific și pentru a nu se fac comentarii. Ideea de a putea afla ce anume diferit vis-a-vis atât de motivarea echipei, dar și de problemele prezentate la abordarea aceea. Diferit, să zicem, scopurile mărunte, într-un proiect Waterfall, toată lumea vede decât începutul și sfârșitul, să zicem, și proiectul meu se face așa, foarte, din punctul meu de vedere, foarte orientat pe niște echipe, pe niște departamente și nu văd contextul, pe când aici asignăm unei echipe un anumit scop și el devine motivant însuși prin ceea ce poate să atingă echipa respectivă, prin ceea ce trebuie să atingă echipa respectivă și încercăm să-ți facem un scopuri cât mai mici. Context mare, totul mare, și nu vedem, în mod simplu, vedem așa, că avem ceva de analizat, s-a terminat analizat. Acum ne apucăm să programăm, ne apucăm să testăm. Noi testăm acel lucru mare. Aici, pur și simplu, prin scopuri mici, reușim să facem
multe lucruri condensate într-un sprint și încercăm să abordăm, de zicem, top priority, care este și motivant pentru echipă. Și echipa trebuie să zică și poate să contribuie și ei la acel, la acel backlog, la acel, la acea prioritizare. Am și eu o întrebare, vă rog. După mai mult de 20 de ani de project management pe care am, îi am pe toți făcuți în metoda clasică și e prima oară când vin la o conferință, de jumătate din întrebare deja a fost pusă, care și-a diferențele. A doua întrebare este, în cadrul acestei firme, să zicem, sau a firmelor în general de IT, ca să nu particularizăm, există și project manager pentru obiectivele, să zic, medii și lungi, adică pentru strategie, adică în afară de cei agile care se ocupă punctual de la un proiect la altul. Din ce știu eu, la Filipender nu există așa ceva, dar există ideea pe piață de Lean Enterprise, în care încerci să privești totul Lean, sau cam banul să vezi ce David după amiază, și pur și simplu acele scopuri, mărețe pe care le ai în firmă, acea viziune, o spargi în niște obiective și acele obiective le alimentezi prin niște task-uri care ție ți se par că au cea mai mare valoare, prioritizezi acolo, încerci să le duci cât mai repede de la un de la stânga la dreapta, să le crești în companie, să le scoți și până la nivelul următor ai acele echipe care sunt agile sau nu și nu contează, nici nu contează măcar metodologia pe care o folosesc, care pur și simplu îți facă munca respectivă. Deci trebuie să facă orizont. Asta e clar. Deci, există product owner, există echipă, există, trebuie să existe o echipă între un lead de product owner, între un arhitect, între un lead de dezvoltare, între cu niște oameni de business acolo, care ei trebuie să colaboreze. Deci asta este cumva nivelul următor. Nu a fost acoperit aici de prezentare, dar există și acum e destul de în vogă în viață și Agile Training s-a vorbit toamna trecută. Iar e și un concept foarte, foarte fain din punct de vedere Agile și din punct de vedere organizație. Asta susține foarte mult. Ai luat training sau nu l-ai luat? Ți-ai planificat ceva pe următoarele 3 luni sau 6 luni sau un an de zile? Training 2 este de o anumită capacitate. Reușiți să găsești un training sau nu? Reușești să le duci la capăt că Trebuie și ceea ce spuneți dumneavoastră de împărțire pe scopuri mai micuțe așa și preluarea de către echipe care să le finalizeze, dar ca o adaptare a cerințelor actuale privind organizațiile creative sau prezintele, nu mai sunt ele numite în limba de specialitate așa? Probabil că da. Asta e răspunsul. Deci nu pot să zic mai mult aici, dar ideea este că eu în 2008 am fost înscăunat ca project manager și eram fix băiatul ăla care conducea acolo la volan și am încercat să mă adaptez, am încercat să-mi dau seama de fapt care e jobul meu. Și am încercat să mă adaptez eu și am încercat să adaptez și organizația după ceea ce vreau eu. Și până la urmă am reușit, am ajuns la aceste cele și la Bitifender ne-a ajutat. Probabil că în altă companie poate să fie mai greu, poate să fie mai ușor. Acum probabil e mai ușor pentru că este un mindset destul de bine. Este foarte important contextul unde se aplică acest model. Trebuie să fie o organizație care să fie creativă și în care interacțiunea și comunicarea dintre membrii trebuie să fie... Da, și asta ține de mai mult de top management și de... Da, mulțumesc. Ce skills îți găsai pentru project manager care să te vezi apă care ceea ce știi să faci? În primul rând trebuie să dai seama că trebuie să te adaptezi tu, ca și project manager, și că trebuie să ajuți echipa și, de fapt,
valoarea nu mai este ceea ce zici tu, ci valoarea o aduce echipa, noi, nu ești tu cel comand and control, ci pur și simplu tu ești în, să zice, în teorie, este servant leadership. Nu trebuie să fii liderul servant al, al echipei sau al echipelor și asta te va susține, asta mi se pare, asta e, să zicem, partea principală pe care poți să... Așa, efectiv, probabil că depinde de organizație, organizație, cum trebuie să te adaptezi, care este specific cu ei, cam ce, probabil skill-ul. Acum, aș căuta un om care să-mi arate inteligent, care poate să se, care poate să se adapteze, care poate să-și dea seama diferența între, între două lucruri care ar fi valoarea, dintr-un context care să pună multe întrebări, și multe întrebări. E un om deschis. Da. Mai aveți întrebări? Mai una singură și gata. Poți fi acela într-un singur departament, fără să ai ajutorul de verticală? Eu am reușit, zic eu. Am reușit, chiar dacă compania nu este chiar 100%, chiar dacă băieții la marketing nu ne susțin. Dar am reușit și am reușit să aducem și product management-ul în board. Este asta. Am zis, noi așa o să lucrăm și vă rog frumos să, să ne ajutați. Da, nu, să ne ajutați. Da. Iar am zis, ne ajutați și am dat și beneficiile. De ce n-ar ajuta ei și care ar fi valoare și pentru ei și pentru noi. Și acum se comunici? Sper că da. Ne ajută. Deci ei participă, stabilim dinainte ce trebuie să facem în de 2 săptămâni, ca te sprintul. Încercăm să facem o imagine pe termen mai lung, de 2-3 luni de zile. Deci știm ce se întâmplă la release. Ne adaptăm, ne zic schimbările. Deci este, chiar dacă e un alt joc, dar e un joc care aduce beneficii și nouă și doar. Da? Da. Cam atât, mulțumesc frumos!